Tinerii nu se mai căsătoresc, iar cei cu peste 20 de ani vechime în căsnicie divorțează. Este tabloul valabil pentru România zilelor noastre. Cariera pe primul loc, familia pe locul 2. Cam asta este tendința în rândul tinerilor de azi. În timp ce unii oameni visează să meargă la altar și să-și unească destinul cu cel al persoanei pe care o consideră mare iubire, mulți alții au renunțat la această idee. De fapt, au apus de mult vremurile în care a fi necăsătorit era privit ca un defect sau ca o mare nerealizare. În prezent, mulți oameni aleg în mod void să nu se căsătorească. Eu cred că sursa banilor. Banii, dacă n-au bani, cu ce să formeze o familie? Deci asta e părerea mea. Deci considerați că situația financiară este foarte importantă într-un cuplu, într-o căsnicie? Păi da, e necesară, oricâtă iubire ar fi, dacă n-ai bani unde să stai, să cumpere o casă, e dificil. Care credeți că ar fi vârsta necesară pentru ca doi îndrăgostiți să lege o căsătorie? Aici nu știu dacă e o vârstă standard, părerea mea, că depinde de dezvoltarea fiecăruia, de capacitatea de a înțelege lucrurile, că iubirea e la orice vârstă, dar depinde și cât de înțelept ești. Ce a sfătuit doi tineri să facă pentru a merge bine în relație, pentru a funcționa o căsnicie? Să studieze bine pe celălalt și dacă are încredere în înțelepciune, în iubire, da, să facă pasul. Căsătoria, sinceră să fiu, nu știu, poate preferă lipsa de obligații, să zic așa, preferă altceva, comoditatea, lejeritatea. Într-adevăr că puține persoane mai apelează la căsătorie. Tu ce preferi, căsătoria sau să fii singură? Eu, sinceră să fiu, căsătoria. Sunt căsătorită de 8 ani și... este altceva, care din punctul meu de vedere. Care este secretul unei căsătorii fericite, din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, secretul unei căsătorii fericite este înțelegerea, respectul reciproc, bineînțeles, și indiferent dacă este mult sau puțin în acea relație, contează să fie înțelegere reciprocă și respect. Care crezi tu că este vârsta potrivită pentru a te căsători? Sau dacă ar fi o vârstă potrivită? Din punctul meu de vedere, pe 20 de ani, adică la vârsta aceea te realizezi un pic din toate punctele de vedere și oarecum peste 25 de ani, zice. Deci mai întâi să ne facem o carieră, da. Și după... Da. Prima dată să ne realizăm pe noi, să fie totul bine pentru noi. Până atunci, evident, relația, cum ziserăm, fără căsătorie, pe care mulți tineri o au în viața de zi cu zi. Și după aceea, după ce suntem noi bine cu noi înșine, putem trece și la următorul pas. Potrivit unui studiu, lipsa banilor sau a bunurilor materiale este cel mai important motiv pentru care tinerii nu vor să se căsătorească. 55% din respondenți au considerat că acesta este principalul motiv pentru care tinerii nu vor să se căsătorească, în timp ce 44% dintre respondenți cred că motivul este frica de eșec sau de a nu face alegerea nepotrivită. Al treilea motiv invocat de 39% dintre respondenți este presiunea planurilor profesionale. Pentru că nu-și văd un viitor, n-au de unde să pornească. N-au casă, n-au nimic. Să uite și facă carieră. Deci considerați că situația financiară este foarte importantă într-o familie? Da, categoric. Situația financiară și în plus de asta, acum caută să-și facă carieră, să strângă ceva bani și pe urmă să-mi gândesc. La vreo 30 de ani așa să gândesc să-și facă și ei în viitor. Dacă ar fi să ne dați un sfat, care ar fi sfatul pentru tineri pentru a forma un cuplu sau o căsătorie fericită? Păi, în primul rând, să înțeleagă unul cu altul, să se respecte, asta contează. Deci respectul este foarte important. Respectul este foarte important. Iubirea vine și trece, știi? Fluturași. Dar respectul contează.
Principalele motive sunt în ordinea importanței: nu au găsit persoana potrivită, nu se simt pregătiți și nu au stabilitate financiară sau nu au un loc de muncă. Căsătoria nu înseamnă numai iubire și jurăminte de credință, ci și responsabilități precum cumpărarea unei locuințe, creșterea copiilor, facturi și numeroase alte costuri pe care unele persoane pur și simplu nu și le pot asuma.